Salutare oameni buni, eu sunt Valentin de Vevești, data asta facem un nou Tractor Vlog, sunt la iar vicidat floarea, tratăm floarea, da, suntem la aici în nisip, nu vă uitați la floarea, ți-mi e proastă, dar aici chiar n-ai nisip, faci oricât ai vrea tu. E un petic nisip aici, așa, aici, așa, an de an. Bun, revenim, sunt la iar vicidat floarea, asta e floarea rea, e desemănat în Tiger, la noi anul ăsta cea mai proastă floare o avem în scarificat, dar momentan nu mă pot pronunța. Că n-ai de unde să știi cum se întoarce. De exemplu, poate plouă peste vară și floarea din scarificat menține cel mai bine apa. Eu vă spun doar în momentul de față unde e cea mai proastă floare. Iar cea mai bună e în Tiger și nu se arată. Aici, de exemplu, m-a spus că în Tiger din nou. Am mai repetat asta, mă scuzați. Și eu mi-a spus de multe ori să mă mai repet, dar așa sunt eu, de fel, mă repet de multe ori pe YouTube din ce am văzut. Și da, suntem la herbicidat cu un met. Leacă, filmez când întorc, vine acum, trebuie să întorc acum. Sunt la herbicidat cu un met la Maschio, David sau Campo, nu știu exact. De 24 de metri și bazinul 3200 litri, iar cu un GPS Bravo 400. Deci cu section control GPS-ul. Sper să-mi ajungă apa când mă întorc, mai am 150 litri de apă. Bine, sau asta nu e atât de lungă, dar sper să-mi ajungă. Același urme pe unde am ierbicidat prima dată și merg din nou, mai spus, calc din nou pe aceeași urme. Așa mi-e și dacă mai ușor mi-e să mă orientez când intru în brazdă, mă uit exact pe GPS ca să nimeni să fie exact rândurile și da. Dragă băiatul, eu stau transport apă și l-am lăsat băiatul cu metru să trag tractor mai în față ca eu să filmez acum la ierbicidat, că mult mi-a cerut să filmez cu metru. Și da, hai să vadă metru, spate. Un de 24 metri, bazin 3200, cum am spus mai devreme. Trebuie să fiu atent și în față eu. Asta e un GPS de la, Bravo 400. Așa, și el e pe, cu section control, are 7 secțiuni. Poți vedea aici 1, 2, 3, 7. Și de aici pornești metru, iar de aici îl rabatez. Da, asta vă mai arată parcă într-un vlog. Și 7, ce înseamnă section control? Section control înseamnă că se oprește fie, uite, secțiunea asta înseamnă secțiunea 1 de acolo, adică prima lance de acolo. Secțiunea 2 tot așa, următoarea lance. Și eu, de exemplu, dacă vreau să opresc, opresc fiecare de lance, de lance, de lance. Dar oricum, metrul, de exemplu, când mă încalec, se oprește singur. Când mă încalec. Da, cred că așa se vede cel mai bine. M-am gândit să mai cumpăr din nou un suport din ăla de șapcă și se oprim fix în fața ochilor. N-am mai avut, dar era puțin cam incomod. Că acționez ca să poată să tragă tractorul mai în față. Așa, filmez și când încarcă trag, mă l-am încărcat și pun bidoanele. Mai am de pus două bidoane de 10 litri de Victor și noi de fel facem apa soluția. Acum, în momentul de față, punem soluția direct în cisternă. Adică nu mai trebuie să stai, de exemplu, dacă se mai rămâne 200 de litri de erbicid, nu trebuie să stai neapărat să-l golești. Sau 500, hai, na, nu trebuie să stai neapărat să-l golești și vin apoi fără brază. Aici e scurt, nu e nevoie, dar de exemplu, la o solă de 2000 de metri, nu mai e nevoie, dacă ai 6-700 litri, nu mai e nevoie să te duci din nou să golești. Adică, e aceeași soluție și în metru și în cisternă și n-ai treabă cu asta. Mai întreba mulți dacă mai lucrează cineva pe JCB în afară de mine. Da, mai lucrează, nu mai lucrează, mai lucrează pe trică când nu sunt eu, dar asta foarte rar. Dar de știu să meargă cu el toți băieții, că na, poate nu sunt eu sau nu pe trică și trebuie să știi, să duc o remorcă ceva, n-ai de să știi, e inevitabil când poate să facă ceva. Decelerat, debit din suflet. Debit, așa. Pua, m-am încadrat la fix cu apa. Dă furtul în gelele.
Ce? Opa. Așa. Gata? De aici dau drum pe rampă și aici dau drum scurt, că să trag apă. Acum alturesc ca să poată să tragă apă din cisternă, mai repede. Spălam filtrul ăsta că mi-a zis. Da, aleu. Băi, nu. Stai că spăl la cisternă. Dă-mă. Ia, ia și... Eu zic, olea, le-a dus noi. Bun. Așa. Stai așa. Vrea cine e masa mea să se piardă. Da. Bun. Așa. E bă, a furtună. Hai să aici bidoanele aia 10 litri. Iară să-mi iau mănușii. Gelule, aia de un litru. Astea de un litru. Astea. Oare prins, ai furtul mână în capăt? Ia vezi. E bun aici. Era lipit tifun. Nu tragea pentru că, cum îi spune, o trasă, s-o lipit furtunul din fundul cisternei și nu mai tragea apă. Lipici asta. Așa, ia. Hai, mă. Ce? Gata. Să vedem unde surmile.
revenit. Domnule, că e rost mai încet, mai opri mai tare. Și scârdi scaunul ăsta, știu. Ce am vrut eu să vă spun, este tractorul ăsta din Holland. Băi, tractorul ăsta din Holland, cel puțin la mine, n-a fost loc mulțumit de el. E un TD515 din anul 2014 la final și n-am fost loc mulțumit de el. Intră foarte greu în viteze și în reductor și în viteze, 1, 2, 3, 4. Și nu, n-am fost loc mulțumit la început de el. Și n-am ce fac de acum. Am văzut mai este un băiat pe YouTube acum nou care face vlog, un TD515 sau 95 în fine. Și am văzut și lui tot așa intră greu. De exemplu, pe John Deere 200 de cai 5100 de mindre super finuț față de asta. Pe partea tractorul ăsta, pot spune că n-am fost mulțumit. Pe când TD-ul ăla 50-50, a fost tank, a fost, a mers cel mai bine toate tractoarele mele, pot spune. Și a fost și la freză, la arad, la toate prostiile a fost. Da, și cred că tot fi cu acest vlog. Iar data viitoare, ați dat un like, un share, un follow pe Instagram, pe ValentinMBBubu, pe TikTok Valentin Dumbravă, pe Facebook IF Dumbravă și cam atât. V-am pupat. Ciao.